și nu mi-a deschis ușa nimeni. Nimeni, voi ați fost. Domnul să vă veni cu mine. Deci cum, nu vă mai vizita nimeni? Nimeni, să nu n-avem. Suntem căsătorii din 82, 86, am avut o prima fată în 86 și am avut, avem 10 copii, unul din 3 pleca la Domnul, avem 9 acum. 5 mai este cu noi, 4 vieți. 3 avem căsătoriți, restul sunt Domnul. Familie. Restul încă sunt familia noastră, nu sunt căsătoriți. Am fetele astea două bolnave, care nu mă ajută cu nimic, că nu pot să mă ajute. Sunt Cristina, am 23 de ani, sunt diagnosticată cu poliartrită reumatoidă gradul 3. Nu pot munci prea mult, nu pot sta în picioare foarte mult. Dacă stau mult în picioare, mi se face rău și îmi vine răul să vomit și nu pot sta mult. Eu și sora mea, Andreea, depindem de acest tratament pe lună în valoare de 2000 de lei. Tratamentul ne ține sub control ca să nu avanseze cu boala în viitor. La fel și mie, domnul mi-a vorbit că va lucra în dreptul meu și are un plan deosebit cu vasul meu și care mi-e drept să îmi dea vindecare și să fie o mărturie vie pentru mulți oameni. Un fel de reumatism care afectează oasele. Mai tare ca reumatism. Mai tare, ceva mai tare care nu dă voie, înțelegi? Te deformezi. Și nu ți dor picioare, oasele, nu poți. De cât timp se luptă fetele cu boala asta? Din anul 2014. Și aici o prostie a fost, când am avut căldură, am trăit fetele fără căldură. Voi nu ați avut căldură aici sau ce s-a întâmplat? Da, nu am avut, când am luat casa, casa era cu o singură sobă de cameră care făcea o... Nu se face la țară, o cartof prăjit, o mămăliguță, disparat. Atât căldură, tătă casa asta. Înțelegi? 100 de metri pătrați. Nu ați avut posibilitatea să faceți altă sobă? Între timp, cortorul Domnului, încetul, am căutat și m-am pus și ne-am pus o sobică. Cât timp a stat fără căldură? Am stat. Acum? Vreo 4 ani. Fără căldură deloc? Păi, da, nu mă facem foc cum să facem. Și până în 2014 fetele au fost sănătoase? Nu au fost probleme la ele. S-au agravat după aceea. Și noi n-am știut boala asta. În legătură cu persoana mea, pentru că cu această boală sunt pensionat de multă vreme, n-am putut să fac activitate în câmpul muncii, am fost pensionat pe care de boală și nu-mi permite această boală, trombofibrilita asta, ulcerul varicos la gamba stângă, să lucrez. Pentru că trebuie mult să stau cu piciorul întins. Și cum se manifestă boala asta? Se umplu piciorul, circulația în picior. Se sparge. Operație la Iași, am făcut operație aici odată și aici două ori. Dar nu poate salva ochiul ăsta. Ochiul ăsta are probleme, nu poate salva. Asta mai văd cu el acum. Ce pensie aveți la momentul de față? Na, 9.500.000. 950 de lei pe lună, atâta-i pensie. Al venit în afară de pensie, ce mai este casă? Nu mai am nimic. Niciun venit nu am. 9 milioane nu am. Și cu fetele? Din care cheltuiesc 4 milioane și 500 numai pe tratament. Îngrijire piciorul și medicamentul venim. Am acte, am tot ce pot. Fetele, din ce le tratați? Din ce bani le tratați? Păi, el, eu, pensia de handicap la gradul 2, 3.380 de lei. Gradul 2 are, la handicap. Ele au certificat de handicap. Și restul până la 10 milioane sau cât au ele aproximativ pe lună? Păi ia, acum din aceste 10 milioane costă tratamentul care este pe ele. Dar beneficiem că dacă nu le înscriam la pensia de handicap, nu se putea reduce acești bani. Că trebuie să plătești contracost. Înseamnă că dumneavoastră din ăștia 450 de lei pe lună, da, care rămâneți din pensie, că a spus că aveți 900 de lei pensie, da, și 450 de lei merg pe tratamentul dumneavoastră, da, pentru picior și pentru inimă. Adevărat este. Cum vă descurcați atâția inși? Foarte greu, cu multe lipsuri.
Frate Petrica. Petrica, aici. Cum v-ați descurcat cu mâncarea? Cum vă descurcați dumneavoastră cu alimentele? Cu... Pe sponj, frate. Pe sponj, frate. Lapte trebuie să cumpăr, frate. Petrica asta trebuie să mânce regim. Brânzeturi, o cană de pasăre, dacă se poate. Pentru că un aliment așa care se priască și dau la tratamentul hrănei, pentru că e mult tratament și trebuie să fie o leacă hrănit. Mi-a spus colegul meu, Ovidiu, modul în care ați muncit la el. Mi-a spus despre boala dumneavoastră și mi-a spus că ați fost la el, v-a dat ceva de muncă, da. V-ați ferit de muncă, ați lucrat, da. Ați făcut treabă foarte bună, întâmplărie. Vreau să vă felicit și în mod special de asta sunt aici, pentru că un om bolnav a venit și a muncit, când sunt atâția care sunt sănătoși și poate stau la umbră. Vine anul timpul rece, cu lemnile, cum vă descurcați? Că aici, în zona la noi, lemnile sunt foarte scumpe. E foarte scump, scump, frate. Momentan, să nu spun o minciună înainte, domnule, am împrumutat niște bani, 20 de milioane la cineva, am luat și am cumpărat lemne de 36 de milioane și am rămas dator să achit lemnele. Că n-am avut bani, că mașina costă 15-16 milioane, o mașină din lemne. Mai aveți alte datorii în afară de datoria la lemne? Da, și la bancă, am foarte multe datorii, că am putut alte bani la bancă, aici nu am mai făcut ceva, dar prin banii împrumutați am trăit. Tot plătiri de aici, plătiri de aici, și am luat bani de aici, și am dat să arată, că n-ai cu ce acoperi. 3 ani de zile ați plătit ratele ca să vă puneți geamuri. Da, frate. Copiii ăștia n-au avut bunici. Eu n-am tată, n-am mama, rămas orfan. Eu rămas și orfan și în anii 15 și tata. Eu... De la ce vârstă ați rămas orfan? Eu la 13 și... Eu am rămas de mic. La ce vârstă? La 2 ani. Am rămas fără mamă și cu 3 tata. Și tata ca tata, știi? Ca tata. Tata e tata, știi? E bărbat, nu? Și nu mi-a deschis ușa nimeni. Nimeni, voi ați fost. Domnul să vă veni cu mine. Deci cum, nu vă mai vizita nimeni până la nimeni, să spunea. Domnul Petrica, care e dorința dumneavoastră cea mai mare? Vorbind din punct de vedere material și pământește, noi am dorit acest loc de casă care l-avem noi, ci să dorim această casă, o dăm și să plecăm în o altă casă. Să venim cu frața la un loc, aici suntem izolați. Mă, nimic se face rău, n-are cine mă scoate de aici. Până vine X, Y, n-are cine mă scoate. Unde v-ați dorit să mergeți? Chiar la Dumbrăvene, care este o căsuță. Nu, frate, bogate! Nu, frate, cu sârba, nu știu câte... Încă pe ei de locul doamnă. De ce vă doriți atât de mult să fiți în preajma fraților? În preajma? Dorința sufletul că trebuie să plece de pe pământ, să înțățânez aici. Eu nu păstrez lucrurile astea. Frate Petric, văd în casă la dumneavoastră un dulap, nu-i nou, îi din pal, poate e din mult. Văd un covor care la fel e îngrijit, o canapea care e îngrijită, îi dat cu var frumos pe pereți. Sus a stat așa frumos o bandă albă. Văd că ați îngrijit cu drag de casa dumneavoastră. Cum ați procurat lucrurile astea, dacă puteți să-mi spuneți? Acest dulap este de la second hand, dar a fost întreținut, a reparat un cui, a pus un șurub, s-a reparat, era ca la second hand. Eu am mai progresat și am mai pus la locul ei. Covorul pe jos este de ani de zile, de ani de zile. De câți ani aveți covorul? Cred că n-avem niciun copil atunci, cred că. 35 de ani. Aș dori, dacă ați cunoscut familia noastră, să vă rugați și dumneavoastră și noi Domnului ca El să intervină să lucreze mai departe în dreptul nostru, după cum noi am arătat lucrurile astea pământești, fizici care sunt la vedere, le-ați văzut problema noastră, dar vrem ca Domnul să intervină și duhovnicește spiritual în lucrurile astea. Aș vrea să fac o mărturisire față aici în prezent, că Domnul Iisus a lucrat în viața mea. N-aveam copii și când a spus Domnul, vei avea, am crezut și am avut 10. Puneți-vă nădejdea în brațul Domnului, că El poate.
îmbrăcat haina pocăință, haina mielului, ți-o dat Domnul Iisus o haină curată, păstrează-o până la mormânt, nu pa ta, că rămâne urmă în urma ta, rămâne urme, no. Pentru că nu dovedești a fi pocăit și nu se poate pocăi nimic din cauza ta, că ai fost în fals. Sora, se vede că Biblia e folosită, o cercetați, o citiți. Da, cu el, m-am mângâiat aici, n-am cu cine. Mă rog, Doamne, ca Tu să fii acela care să călăuzești această familie. Vă întreb dacă aveți cartofi. Trebuie să fii Domnul, am nevoie. M-am adus aici câțiva saci. Aici mai avem pentru o familie, dar lăsăm aici câțiva saci, niște făină, am mai adus o ladă cu ceapă, un sac cu mere, orez, ulei, ce am mai pus noi aici. Mulțumim în numele Domnului Iisus pentru tot ce faci. Frate Federica, cum ați reușit să faceți o gospodărie atât de curată? Toate aceste lucruri prin muncă, am muncit cu soția și am închipzuit orice cileuț, orice frăgut a fost privit din partea mea, l-am pus să fie curat pentru familia viitor. Pentru că deoarece noi nu avem livada aici momentan și este de mare folos. Mulțumim de tot ce ți-ai merit și celor ce au contribuit la această binecuvântare, Domnul să vă binecuvânteze.